Salutare tuturor, bine v-am găsit la episodul 5 din podcastul nostru. Alături de mine l-am pe Alin. Salut Alin. De data asta o să discutăm despre facultate, un subiect pe care foarte mulți mi l-ați cerut și să vedem ce iese. Bun, păi Alin, care e povestea ta? Unde ai început și... Păi, în primul rând, numele meu e Vâlcă Andrei Alin, sunt de la Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Vreau să spun că nu sunt la prima experiență universitară. În primul rând, am ales Facultatea din Brașov mai mult ca om off social. Nu m-am gândit ce presupune, ce implică, dacă îmi place în primul rând sau dacă nu-mi place. Și mi-am dat seama pe parcurs că nu e ceea ce mi-am dorit eu niciodată. Și nu o să profesez niciodată în domeniul ăsta, așa că m-am gândit să urmez o facultate care mi-a permis să-mi urmez pasiunea mea pentru istorie, în general, nu numai pentru istorie, pentru profilul uman, ceea ce ține de literatură, de istorie, de geografie, de filozofie, dar am ales istoria. Care sunt, nu știu, care ți se par ție din toată experiența asta cu facultatea, și prima facultate și a doua facultate? Părțile bune și părțile rele ale... Nu, părțile bune, în primul rând, au fost niște părți bune ca și perspective înainte să intru în domeniul universitar, în facultate. În primul rând, părți bune ar fi fost aceea unei așteptări de culturalizare a studentului, a viitorului student în cazul de față eu, dar mi-am dat seama că nu există un element al culturalizării în facultate, deoarece ceea ce poți să faci tu cel mai bine este să te rodezi singur, în sensul în care să studiezi foarte mult, pe plan individual, bineînțeles, și în cadrul facultății, pentru că știi și tu destul de bine cum e cu umanioarele, în general nu îți oferă o certitudine după ce termini facultatea. Deci o parte bună a facultății de la silvicultură a fost că mi-am întâlnit cel mai bun prieten al meu în momentul de față în Brașov, în primul an, Radu Tache, o să-l salut și pentru că sigur se uită la noi. Și am cunoscut foarte mulți oameni ok, cam singurul lucru pe care pot să zic că m-a ajutat. La București pot să zic că mi-a antrenat pasiunea, în sensul în care să caut cât mai mult și să studiez cât mai mult, dar pe de altă parte sunt foarte multe părți negative, proaste, nu mi-aș fi dorit să le întâlnesc. Și o să discutăm mai mult pe parcursul interviului despre asta. Da. Ce sfat ai da unui absolvent acum de a 12-a? Unui absolvent de a 12-a. Care a luat bacul, să precizăm asta. Păi pe clasa a 12-a ce pot să zic despre un tânăr? Că e destul de târziu niciodată nu e prea târziu până la urmă, dar mai bine să bată fierul cât e cald, cum se zice. În sensul în care până pe clasa a 11-a să știe cu exactitate ce vrea să facă. Dacă te-ai gândit pe clasa a 12-a, deja ai șanse foarte mari să ai și un eșec. Pentru că ajungi la o facultate, domne, o pasiune de-a ta antrenată de-a lungul cu liceul, dar nu o pasiune unde ai ajuns de mare încât să urmezi și facultatea respectivă și să faci față. Mi-aș da sfatul ca până pe clasa 11 să știe cu siguranță ce vrea să facă, să nu se lovească de problema de care m-am lovit și o să ajung la facultate la Brașov, să fac silvicultura, să fac 2 ani, n-am uitat să precizez, 2 ani am făcut la zi și 2 ani am făcut la distanță, să-și dea seama că nu se potrivește absolut deloc nici mediul, nici materia, nici în general mediul în care lucrează acolo, în care învață, mai bine zis. Cel mai bine să până pe clasa 11 să știe exact și la bacalaureat să învețe cât mai mult, că practic asta e încununarea supremă după 4 ani de liceu, de muncă în liceu. Dacă după momentele alea sunt importante, alea 3 probe și rezultatul pe care îl obții, că după din experiența mea, nu-i mai pasă de bac. Automat, da, cel mai bine așa e, că te gândești de multe ori, dau bacalaureatul, stau și învăț extrem de mult, pe ultima 100 de metri, că fac majoritatea elevilor de România, și îți dai seama că bacalaureatul, practic, e o probă destul de ușor, o probă minoră în comparație cu 6 sesiuni sau cât există într-o facultate. 6 sesiuni, cam așa, într-o facultate de 3 ani, dacă stai să te gândești. Da, eu am avut 8. 8 și 8 la Brașov și cu încă 4 la București, 12 sesiuni. Deci bacalaureatul e o probă de care ar trebui să treacă majoritatea elevilor, de punctul meu de vedere. Și cu, nu știu, 6 examene, 7, depinde, eu am avut 12 în cea mai rea sesiune. Da, și am avut 10. În cea mai rea sesiune, gândindu-te că am făcut
geometrie descriptivă, construcții, fizică, matematică, biochimie, foarte multe profile, foarte multe materii reale, într-un conglomerat de materii reale, mai bine zis. Și dacă nu ai o pasiune pentru asta și zici că vrei să faci, că sunt foarte multe oameni, vreau să fac arhitectura, iau bacalaureatul, ajung la facultate de arhitectură în fața faptului împlinit, un examen acolo de care, dacă te pregătești în prealabil, poți să-l treci și ajungi undeva în prima sesiune în care să-ți dai seama. Nu pot să fac asta, deci nu mă regăsesc, nu pot să fac nimic, nu sunt bun pentru asta. Și mulți care au curajul să meargă la altă facultate și să își încerce o nouă aventură, mai bine zis, în domeniul universitar, sunt apreciat, dar foarte mulți sunt dezamăgiți de lucrul ăsta, sunt demoralizați și nu încearcă să mai fac absolut nimic mai târziu. Și uite că am dat-o fix unde voiam eu să te întreb, cum ai ales tu prima facultate? Prima facultate. Deci am zis și la început că a fost mai mult un mof social, foarte multe rude de ale mele care m-au îndrumat să fac asta, ținând cont că am avut un unchi ce a fost inginer silvic și șef de opol și a zis: băi, Aline, du-te acolo, fă asta, că o să ai locul de muncă sigur, să vă lămuresc în totalitate. Nu mai vreau universitate, învățământul românesc e la pământ. Și foarte mulți o să-mi dea dreptate după argumentele pe care am să le aduc. De asta am făcut și video asta, că mulți se regăsesc și mulți au aceleași idei, dar nu știu. Nu, probabil nu au curajul să le zică, pentru că știi cum e la noi. Dacă există măcar unul care să fie impulsul ăla și văd mai alături alții pe lângă, probabil se bagă și ei. Dar noi stăm acolo molcom în banca noastră, nu ne convine. Asta e și prima problemă a învățământului românesc. În primul rând, dacă stai să te uiți la țările occidentale, majoritatea statelor cu o educație oarecum ridicată, pe clasa, în stadiul gimnazial, au profesori vocaționali undeva pe clasa a 7-a sau a 8-a, în care îi îndrumă pe elevii respectiv: băi, voi sunteți buni pe istorie, voi sunteți buni pe matematică, voi sunteți buni pe geografie. La noi, în România, toți profesori de religie, de desen, de muzică, materia mea e cea mai importantă. Mă lasă copilul să facă ceea ce îi place. La liceu la fel, pe clasa a 10-a, profesor vocațional care inspiră copilul ceea ce să facă pe viitor. Și astfel le dă un imbold, un impuls în a-și alege viitoarea facultate. Dar la noi, România, probabil că din punctul meu de vedere, provoca asta să urmărește încât să rămânem la un nivel la care suntem acum. Și nu vreau să zic că eu am trecut de nivelul ăsta și mi-am dat seama. Și eu sunt în aceeași oală pentru că fac parte din comunitatea respectivă. Suntem și noi într-o continuă... Suntem și noi într-o continuă problemă. Așa, să facem o scurtă pauză de la toate chestiile astea. Ce facem între facultate și alte chestii, job, probabil? Ce faci între facultate? Nu știu, ceva distracție, nu știu. Chestii la care să te detașezi de la... Nu, în primul rând, hai să ne întoarcem tot la problema școlii din România. Foarte mult, problema profesorilor apare în sensul că sunt neinteresați de ceea ce fac ei. Pentru că nu ajută copilul, studentul. Și, în primul rând, dacă nu iubești copiii, nu iubești tinerii, nu ai afinitate față de tine, nu poți să fii profesor. Am vorbit cu un prieten foarte bun care asistă la filozofie și a zis: domne, nu trebuie să iubești tineri, trebuie să ai o sensibilitate la idei. Și a zis: băi, Costi, sensibilitate la idei poți să ai și într-o conferință, poți să ai și în dormitorul tău, în casa ta, atunci când studiezi, la biroul tău. Sensibilitatea pentru idei poți să ai și la o bere, când stai sau la o cafea, să îți spui cuiva ideile pe care le ai. În general, trebuie să iubești tineri, încât să-i ajuți și să meargă mai departe. Problema învățământului românesc e acela că nu sprijină meritocrația. Meritocrația în România e aproape zero. Bine, că în cine alte state nu ajunge la cote de 100%, dar cel puțin undeva la 50 statistic vorbind ajunge. La noi, în România, atâta timp cât ești destul de jmecher, să poți să treci un examen, în al doilea rând, ești într-o organizație studențească, ASID, cum să mai numesc, domne, Carcafel, organizezi la seară de carte, te știu profesorii, ai 10 fără să vezi foarte mult. Și sunt copii care învață și tineri care învață și nu reușesc să ajungă la aceleași rezultate ca ceilalți. Plus de asta, gândește-te că sunt foarte mulți tineri ce vin din medii defavorizate, din familii defavorizate, cu o capacitate intelectuală poate peste medie. Și să le vezi de 3-4, sau de majoritatea
oamenilor care habar n-au, că sunt foarte mulți cu 10 și când eu ies la un examen, hai mă să discutăm, mergem la bere și discutăm pe examenul respectiv, cu materia respectivă. O discuție destul de amplă. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Cum ai luat pe 10? Deci eu știu exact cum a făcut pe vremea lui Ceaușescu un securist, la ordinele partidului, se dărâme o statuie de-a regelui Ferdinand, mi se pare că până la Unirii. Și a venit ăsta, ministrul culturii, de la perioada, în perioada aceea și a zis, tu de ce ai dărâmat? Deci eu am știut. I-a fost dat ordinul, el... Da, așa se întâmplă și cu asta. Asta e principala problemă. Al doilea rând, modelul sovietic. Informație multă și asimilare zile, dar noi se pune accent pe memorare, care nu te ajută cu absolut nimic în viitoarea profesie. Băi, de ce nu sprijin tu creativitatea, punctul de vedere al studentului, încât să poată să-și expună punctul de vedere fără a memora 7.000 de date care nu-l aștept cu absolut nimic. Cum e și la bacalaureat acum. Bine, nu zic că nu e destul de important să știi ce rol are o cratimă, dar pune la bacalaureat o întrebare, ce rol are cratima în afirmația să o ajutăm. Domnul, o cratimă e o cratimă, domne, nu poți să pui asta. Nu-l aștept cu absolut nimic pe copil în viață lucrul ăsta. Deja se consideră că el știe pe perioada liceului toată treaba asta. Are rocul să substituie o literă. În loc să o ajutăm, să o ajutăm. Ce e atât de greu? Cam asta e ce se întâmplă în învățământul românesc în momentul de față. Bun. Vrei să trecem la partea mai puțin sau cum... Dragă Nicule, putem trece la ce vrei tu. Bun. Păi hai să... Uite, ce alte activități care să te facă să ieși din toate chestiile astea dubioase, să le zic? În primul rând, viața de student te dezvoltă foarte mult, din punct de vedere social și nu numai. Pentru că întâlnești oameni destul de ok, întâlnești prieteni care îți vor rămâne prieteni pe viață și le ești prietenii extraordinare, eventual îți găsești și perechea în studenție. Sunt atât de multe activități interesante, dar bineînțeles că, în general, trebuie să înveți și asta, vreau să le spun și tinerilor din ziua de azi, nu că sunt prea bătrân, am 23 de ani, vă speriați, chiar dacă am barbă și părul dat într-o parte. De mine ce să mai zic, am 24 și arăt pe acum. Eu zic să pună una pe carte acasă, individual, citind un roman, citind o anumită lucrare științifică, în sensul că dacă nu ai carte la bază, ești primul care te lovești de talazurile vieții. Și foarte mulți, cum să zic eu, oameni care nu te apreciază, și foarte mulți oameni, în primul rând oameni care nu te apreciază, tu atunci când vorbești cu ei, ai o altă capacitate de a discuta, ai un câmp de dezbatere foarte amplu. Și atunci tu le ești superior. Și tocmai asta, puneți mâna pe carte, în primul rând, învățați, ca să puteți să treceți cu brio până absolut orice problemă a vieții, că dacă n-ai carte, exact. Cum spune și vorba, n-ai carte, n-ai parte ca asta. Da, pentru că te duci în grupuri de oameni și sunt acolo 2-3 care au o idee pe care să o susțină, scuzați. Și tu te trezești că ești lemtănase și nu știi să scoți 2-3 vorbe. Și asta e partea cea mai proastă în România, că foarte mulți care au note de 10 sunt preminenți. Habar n-au pe ce bună trebuie. Păi cu modelul ăla, le bagi în cap? Le bagi în cap, da. Le bagi în cap, faceți ce vrem noi. Și astfel o să vă meargă bine. Dacă nu faceți ce am vrut noi profesori, nu o să vă meargă bine. Pentru că eu am observat foarte mulți profesori care nu acceptă să ai dreptate. Să simt inferiori, asta e principal. Eu am cunoscut în Copenhaga un profesor de medicină care a fost propus pentru premiul Nobel în medicină. Nu știu ce a făcut el cu exactitate. Și am întrebat, domnule, cum e aici, cum socializați dumneavoastră cu studentul? Bă, eu, cum să socializezi? Sunt foarte mulți, în proporție de 80% din profesorii occidentali și din profesorii nordici, socializează în felul următor. Ies la bere cu studenții, îi cheamă acasă, fac meditații și, cum să zic eu, le susține pasiunea respectivă, pasiunea pentru domeniul respectiv. Și la voi în România, cum le-am întrebat? Cum să fie? Uitați, domnule, cum e în România, profesorul trebuie să fie întotdeauna superior studentului, ceea ce mi se pare o prostie. Și de ce sunt așa, m-am întrebat? Pentru că nu sunt recunoscuți. La noi deja noi suntem recunoscuți, avem, cum să zic eu, avem o apropiere destul de mare de studenți și nu mai avem nevoie să mai fim cu catalogul, cu nuielușa, încât să le trântim 3 și 4. Pentru că asta e și vina profesorilor. Eu niciodată nu le-am contestat capacitatea intelectuală și cultura pe bagajul de cunoștințe pe care le deține un profesor de România. Pentru că avem și noi destul de mulți profesori extrem de buni. Dar întotdeauna nu am fost de acord cu
capacitatea psihopedagogică a profesorului de a socializa și de a apropia studentul și elevul, de să-l țină aproape de el încât să-l susțină. Niciodată în România nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Cel puțin pe cine am întâlnit eu, doar un singur profesor, Bogdan Antoniu, dacă se uite și dânsul la video, a fost singurul profesor care m-a ajutat foarte mult. Dar nu crezi că intervine, pentru că am avut și o experiență și poate o să mai am, Doamne ajută, de profesor. Crezi că unii dintre ei, dacă tu începi să, nu știu, să ai o idee, ei... Da, mă înțeleg ce vrei să da. Aici ține foarte mult de educația din fașă, mai bine zis. Educația de stadiu primar. Sunt foarte mulți elevi care sunt mediul rural, nu au acces la informație, nu au acces la educație, nu au acces la nimic. Cum a fost învățați, asta fac și mai departe. Eu întotdeauna am venit cu un plan și cu o idee, în sensul în care sunt foarte mulți studenți care fac psihopedagogie sau profilul ăsta, filologie, da. În fine. De ce nu sunt organizații, ONG-uri și statul să-i susțină și pe cei din mediul rural care nu au acces la informație, încât să organizeze team building-uri cu studenții respectivi, încât să ducă, hai, mergem în mediul rural și apropiem pe ele. Dar de unde? Când ei stau pe plauri, cu noroi, cu familiile, n-au cu ce să întrețină școală. Statul nu se implică cu absolut nimic. Uite, am încercat să, în toată experiența asta, să nu fiu ca ce am văzut eu înainte, adică nu să fiu, păi, dai cu catalogul, ești cel mai rău. Să încerci puțin să te apropii, dar să nu... Adică acum depinde și de ei, știi? Bine, că... un profesor bun își apropie elevii, dar cu oarecare barieră. Exact. Bine, nu poți să te duci acum să ieși în discotecă cu studenții, cu elevii sau să îți permiți anumite glume. Apropie prin informație și prin cultură. Cam asta vreau să zic. Eu am cum ți-am zis de Bogdan Antoniu, profesorul e atât de ok în sensul în care el își apropie studenții doar prin a povesti lucrurile și prin a povesti materia. Nu îți bagă în cap date și tot felul de texte pe care trebuie să le memorezi automat. Odată ce se povestește, automat te atrage din ce în ce mai mult. Exact cum îi spune un copil mic o poveste. Cam așa se întâmplă. Și să știi că, în general, psihicul omului funcționează pe aceeași manieră până la vârste înaintate, dar totuși cu alte particularități schimbate. Trebuie să scoți puțin din tot tiparul ăsta cu mai învață, ți-ți dau chestia asta, nu știu, să-l duci în alte zone. Timpul după școală e destinat integral în a fi petrecut cu familia, în a fi petrecut în activități interactive, încât copilul să se debaraseze oarecum de toată toceala asta, mai bine zis, la școală. Lasă-l oarecum să fie mai liber, încât să-și dezvolte și el creativitatea, imaginația. Nu-l pune să facă acum nu știu câte probleme la matematică că să-i ajute. Spune-mi și mie, dragă lucrurile, tu ai făcut în liceu matematică, ai făcut derivate și integrale. Spune-mi și mie cu ce te-au ajutat în momentul de față. Tu ai vrut să faci teologie, ai făcut teologie. Din prisma facultății, liceului pe care mi-l ales, nici măcar nu m-a interesat toată treaba aia, adică matematică, fizică și alte chestii. Bine, nu mi-a plăcut din generală, dar după clasa 10-a, când trenata 10-a, dintre 11-a, nimic, deci blank. Acum, dacă m-a pus să mai fac niște chestii, cred că nu le mai știu. Adică... Și ești de acord cu mine că foarte mulți studenți care, elevi mai bine zis, care erau pasionați de română sau de istorie, au fost în situația în care se rămână corigenți la matematică pentru că nu-i interesa asta și nu aveau nici măcar o afinitate pentru matematică și nu-i ajuta cu nimic integrală respectivă, bine, învață-l bază la matematică, dar nu le învăța, băi, nu intra în nu știu ce principii matematice al lui Newton și al lui Einstein. Hai să fim serioși, Pitagora și nu știu ce, lasă copilul ăla să facă ce-i place. Vrei să faci istorie? Fă, bă, istorie, mai departe, uite, asta ți-e drumul tău. Uite, poate unii vin și puși așa să-și facă ca o normă, știi? Fac norma acum și după aia, exact, l-a intrat în... Aici pleacă de la politic, la care să intrăm în politic. Cred că am face o discuție de ce, de 3 ore, așa, până mâine. Da, sunt multe chestii și... Multe hibe în învățământul românesc care nu știu în cât timp vor fi rezolvate. Bine, nu vreau să descurajez acum studenții, tinerii, elevii să nu-și urmeze pasiunea. Bine, urmați-o, dar eu vreau să le zic, sau și tu și eu vrem să le spunem, la ce să se aștepte mai departe. Din propria experiență. Uite, sunt și lucruri bune. Sunt lucruri destul de bune. Ți-am zis că te rodează facultatea. Tu înveți și studiezi individual, dar ceea ce faci acolo, în mediul universitar,
bine, eu când am venit aici la facultate la istorie, pot să zic că știam de 10 ori mai bine decât, adică știam deja ce mi-au povestit profesorii, pentru că am studiat individual. Studiul individual e cel mai important. Și aici vreau să fac. Uite, spun și ție, am avut un exemplu de un coleg, că tot ziceai tu că nu te interesa materia aia, un tip care tot așa era foarte pasionat de geografie, deci pasiunea lui principală era geografia și până atunci era luat de drept jokerul clasei. El făcea pe acolo prostii, nu știu ce, în fine. Și omul în clasa 12-a a zis, băi, uite, mă axez pe astea, trebuie. Geografia principală, română și istoria, mai puțin, a dar... Română? Română. Am învățat, m-a luat 9 și ceva, nu știu, 50-60 la geografie și la restul 8 și ceva. Și, na, nu s-a mai axat pe celelalte, pentru că erau oarecum balast. Și asta e, cum ai zis și tu, băi, axează-te pe ceea ce te interesează. Atâta timp cât faci cât mai multe materii cu atât și calitatea profesională după ce termini o facultate, e foarte prost. Pentru că tu n-ai nicio bază practică, o materie, pe o disciplină în care poți să profesezi și să fii și eficient mai departe societății. Până la urmă, că pentru asta învățăm, nu învățăm pentru noi să ne mutăm în pădure, învățăm încât să punem în practică tot ce am învățat în sprijinul și în folosul societății, să ajutăm, da, până la urmă, asta. Singurele, facultatea în general, facultățile în general reprezintă niște perspective. Singurele certitudine reprezentate sunt facultatea de medicină. Îți găsești un post, poți să-ți numești și pasiunea, și Academia Militară și Diplomație. Dacă vrei să-ți găsești să vânezi un post după ce termini facultatea și să fii ok în banca ta și în viitorul tău, poți să faci asta. Dar restul doar cu studiul individual aici, cum am spus și mai devreme. Poți să faci și să-ți urmești ceva și să fii și profesionist mai departe. Da, uite, zici tu de studiu individual, pasmane de pe asta, dar vezi că nu prea, adică omul dacă nu-l îngheontești puțin, el nu prea, adică exact pe ultima sută învață, cum se învață și în liceu. Ajută-i pe care merită să-i ajuți și dacă nu faci o divizare de asta naturală, până la urmă tot elita trebuie să fie în față. Nu poți să lași unul care are 10 și habar n-are pe ce lume trăiește, plus că ia burse, locuri în cabin și să mai zici unul care are o capacitate intelectuală nativă, nu reușește să facă lucrurile astea pentru că îi bagi un sport obligatoriu, tipul poate lucrează ca să se întrețină în facultate și nu reușește să ajungă la sport și pierde locul în cămin, pierde o bursă, care pentru el e destul de important pentru să se întrețină. Pare cum îi tai macaroana, se demoralizează total și ajunge să nu mai aibă nicio performanță în domeniu. Să renunțe probabil să renunțe pentru că foarte mulți au posibilitatea financiară să renunțe. Cunoaștem exemplele și bine, nu zic să nu ai ajungi nici pe aia cu 9, 10, 10, 10, dar odată ce ai 9 și 10, îți dai seama că nu mai trebuie să fii ajutat, pentru că ei deja știu, dar în realitate nu știu absolut nimic. Bine, nu zic de toți care au 9 și 10, sunt foarte mulți care au 9 și 10 și respect pe acei tineri care învață și au 9 și 10 pe meritul lor. Și pe toată mâncă, dar sunt proporție de 60%, cred eu, sau 70% care au 9 și 10, dar nu au degeaba. Uite că sunt exemple de profesori care reușesc să-și stimuleze studenții, elevii, dar sunt unii care oarecum clachează, că se văd în fața a 30 de oameni și nu știu cum să-i oarecum își respectă tiparul lor, băi, să le zic asta. Și e foarte greu, ca într-o să în orice stai meserie, individual. În orice domeniu îți asumi. Îți asum în primul rând, îți asum și îți asum doar atâta timp cât tu ești capabil să duci drumul ăsta până la capăt și să poți ajuta tine, că de asta te faci profesor. Nu te faci profesor doar pentru rolul tău personal, să fiu la o catedră, să mă dau mare că sunt profesor. Trebuie să te dedici integral activității tale. Nu poți urmă de pe dată. Ți-am zis, nu iubești tine, nu ai ce căuta în domeniul ăsta. N-ai o afinitate pentru tine, poți să pleci înainte să te angajezi. Uite, tu ți-ai fi dorit sau, nu știu, ai făcut... În momentul de față chiar îmi doresc. Vreau să schimb ceva în mediul... În învățământul de română și chiar îmi doresc să urmez o carieră de profesor. Încât să ajută foarte mulți tineri care merită de punctul meu de vedere. Dacă nu investim în tineri, nu investim în nimic. Uite, cu gândirea asta pe care ne-ai spus-o până acum,
Eu cred că ai reușit să schimbi niște mentalități, pentru că... Sper să schimb, dar știi că lovești de foarte multe lucruri, dar dacă ești tare și ai o anumită bază, poți să schimbi, poți să schimbi foarte multe. Da, e greu, dar dacă, uite, sunt câțiva oameni care vor să schimbe și să luăm din alte mentalități occidentale, poate există... Eu întotdeauna am fost susținătorul modelului finlandez. În România, nu știu în cât timp sau dacă vreodată se va implementa, dar am toată speranța să se întâmple lucrul ăsta, pentru că, din punctul meu de vedere, e cel mai modelul de învățământ perfect. Absolut. Și uite, așa, spre final, vreau să ne lași cu niște gânduri și cu un motto după care tu te ghidezi în viață. După care mă ghidez în viață. După cum am zis și mai devreme, în primul rând, învățați foarte mult, studiați, urmați-vă pasiunile, nu vă lăsați niciodată doborâți de greutățile care vă veți lovi pe parcurs și totdeauna să fiți motivați, să aveți credința că puteți realiza ceva. Că fără credință și fără motivație nu puteți realiza absolut nimic. În general, nu știu ce să zic, că am un motto după care funcționez în viața de zi cu zi, dar încerc să iau din toate ce e mai bun. În absolut orice ce mai bun. Chiar și din eșecuri, pentru mine a fost ca o lecție. Asta e important, că reușit să te ridici după fiecare... După fiecare, da, lovitură dată de sistem, de învățământ, de absolut orice, am reușit să mă ghidez, vorba aia. Și mai bine să faceți și voi din părțile grele de vieții, să vă amuzați. Toată viața e un pamflet, care e problema? Da, să căutăm și niște lucruri care ne mai fac să mai zâmbim. Da, după fiecare perioadă grea, întotdeauna sau în fiecare perioadă grea am încercat să o depășesc doar prin umor, amuzament, glumă. Altfel, dacă m-aș fi, cum să zic eu, aș fi fost un tip mai introvertit, probabil că n-aș fi reușit să trec. Te fi închis în casă de fiecare. M-aș fi închis în casă de fiecare, dar probabil că acum eram depresiv și alții. Și probabil și persoanele pe care le-ai avut lângă tine au fost... Da, țin să le mulțumesc foarte mult persoanelor pentru că m-au ajutat să trec peste absolut orice problemă și orice greutate. Deci e mai important să avem oameni care să ne susțină, mai ales în clipele grele, și să avem alături și când ne e mai bine. Bun, vreți să facem un doi încheierea sau... Putem face încheierea. Bun. Hai să nu uităm. Unde te găsește lumea dacă vrea să discute cu tine, că chiar are cu adresa mea de Facebook, Alina Andrei. Am o poză cu un plovă roșu la profil și putem să discutăm absolut oricând. Sunt liber și dispus să discut cu orice subiect. Să-i dați mesaje, să-l spamați cu mesaje. Să mă stresați cu mesaje. Să stresați. Eu mă supăr. Bun, asta a fost podcastul de astăzi. Cum știți, apare în fiecare joi la ora 12. Vă invit să dați un like, un share la asta, dați chiar un share pentru că chiar interesează pe foarte multă lume, și un subscribe. Eu sper că nu v-am supărat și sper să luați toate părțile bune din acest interviu și să vă ghidați mai departe în ce v-am spus. Și să luați bacul și să veniți la facultate. E foarte tare. Pa! Pa, pa! Fumatul e singurul meu viciu care îmi și place. Vă rog să nu mă urmați în acest viciu, dar în același timp cât promovez învățământul, promovez și libertatea. Deci trebuie să fim golan, dar să fim golan cultural. Vă pup!